Bună ziua, domnule Retegan. Ce s-a schimbat față de acum 2 ani pe piața de securitate? Păi în ultimii 2 ani nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Din păcate, criza care a venit acum vreo 3-4 ani încă n-a plecat. Piața e destul de stresată. Motorul principal al industriei noastre de securitate e domeniul construcțiilor. Domeniul care a scăzut de la 16 miliarde de euro în 2010 la sub 9 miliarde de euro în 2014, deci o scădere de 40%, iar în primele trimestre anului 2014 a fost o scădere succesivă de 12%, care pare să fi fost cea mai mare scădere din Comunitatea Europeană. Automat, industria de securitate a resimțit această situație și proiectele sunt mai puține, firmele sunt cam la fel de multe și atunci a apărut o bătălie destul de neprofesională pe cel mai mic preț. Asta ar fi neajunsul pieței? E unul dintre marile neajunsuri. Mai sunt și lucruri legate de nivelul profesional al pieței. Există și lucruri legate de maturizarea pieței, pentru că o piață matură presupune să existe nu doar doi jucători, adică clientul și cel care vinde un sistem sau un produs de securitate, inelul trebuie să se închidă și lângă orice client trebuie să existe un consultant care să-l sfătuiască pe client care sistemele sau soluțiile cele mai bune care se acopere nevoile de securitate. De multe ori clientul fiind concentrat pe core business-ul lui, pe banking sau pe distribuție, vânzare. Și în plus, un alt inel important care lipsește din acest cerc este asiguratorul, care ar trebui să vină să închidă cercuri și să asigure confort clientului. Și din păcate piața nu e matură și atunci de foarte multe ori ecuația e simplă, e între furnizorul de sisteme și client și de cele mai multe ori suferă amândoi. În general clientul, dar de multe ori se poate să sufere și furnizorul de servicii de securitate. Dacă în urmă cu 5 ani se spunea că trendul în piață este IP, acum care e trendul? Dacă vorbim de tehnologie, trendul principal în industria de securitate e cel de integrare. Integrarea presupune să-i ofer clientului o soluție pe care el poate să o controleze sau administreze de pe un singur terminal sau de pe mai multe terminal, dar să vadă toate sistemele care fac parte din căs de securitate, căs de siguranță electronică, să poată fi controlate dintr-un terminal sau mai multe terminale. Dacă vorbim de IP, IP e o tehnologie care a început în zona de televiziune și în zona de CCTV vorbim de 60-70% probabil din piață care a devenit IP. Următoarea familie de produse sau de sisteme care urmează trendul de IP este cel de acces. De vreo 2 ani a început și piața de efracție și timid și piața de detecție de incendiu să prefigurează soluții sau sisteme care pot fi interconectate IP. Deci e un trend pe care nu avem cum să-l ocolim și probabil că în 5 ani aproape toate sistemele vor fi pe tehnologie IP. Sunteți conducătorul al două companii foarte importante pe piața de securitate. Care sunt planurile noastre de viitor? Acum planurile nu mai sunt așa de optimiste și de frumoase cum erau acum 4-5 ani, dar în continuare dorim să ne consolidăm poziția pe piață. Suntem lideri și pe piața integratorilor, suntem una dintre firmele cele mai importante și de pe piața sistemelor de distribuție. Nu dorim să creștem cu orice preț, dorim să creștem, dorim să vindem lucruri de calitate și dorim ca la sfârșitul zilei să avem și un beneficiu după activitățile acestea. Ce părere aveți de schimbările din RTS? Păi erau schimbări naturale, au fost cicluri normale sau poate puțin mai mult decât normale. Silviu Klep a avut o contribuție foarte, foarte importantă la dezvoltarea asociației, a fost un tip cu foarte, foarte mult entuziasm și foarte multă disponibilitate. Probabil că după 10 ani a dorit și a vrut să lase locul altora. Cred că Liviu Matescu e o alegere potrivită
Cu siguranță Liviu poate să aducă foarte multe lucruri noi, să construiască și să ducă mai departe munca pe care a început-o Silviu și cu siguranță nu doar Liviu Matescu e cel mai important, e înconjurat de un comitet director, deci sunt 9 sau 11 colegi care cu siguranță vor duce și vor face mult mai multe lucruri pentru asociație în următorii 2 sau 3 ani. Un mesaj pentru clienții dumneavoastră? Păi aici cu clienții, fiind în dublă poziție, să creadă în noi că, așa cum i-am servit 23 de ani, o să îi servim și în continuare la cele mai înalte standarde.